ne așteaptă o săptămână destul de dificilă din punct de vedere meteo. Practic, aceste fenomene nu se vor sfârși mâine. La ambulanță au sunat foarte mulți cetățeni, au avut loc accidente, avem fracturi, avem luxații. Este păcat că s-a întâmplat așa ceva chiar la finalul iernii, noi credeam că este începutul primăverii și de aceea încă o dată transmit și pe această cale tuturor operatorilor de dezăpezire să trateze cu foarte mare seriozitate și responsabilitate atât arterele principale, mă refer la urgența 1, la Marile Bulevarde, dar și la urgența a doua și mă refer la străzile secundare, pentru că aici, în special, s-au întâmplat aceste accidente. Aș vrea să spun că, în continuare, cetățenii din capitală pot să sune la numărul nostru verde, deci gratuit, 0800 868, pentru toate solicitările pe care le au. De astăzi și până mâine, o parte importantă din țară, dar și capitala României și zona de sud, sunt sub incidența codului galben. Pentru București, începând de astăzi de la ora 18 și până mâine la ora 15, și vom avea fenomene meteo, cum ar fi polei, lapoviță, ninsoare, chiar satul de zăpadă, zilele acestea va ajunge între 7 și 12 cm, local 15 cm, în special sectoarele capitalei cele mai afectate sunt 5, 4, 3 și 2. Asta nu înseamnă că în 1 și 6 nu vom avea aceste fenomene, dar preponderent sectoarele pe care le-am amintit ceva mai devreme. Așteptăm ca precipitațiile, în general moderate cantitativ, să-și facă apariția, acestea urmând a fi la început, în această seară, în prima parte a nopții în special, în capitală, mai ales sub formă de lapoviță și ploaie, favorizând din nou, foarte probabil, producerea poleiului, urmând ca treptat să predomine ninsorile. Va continua să ningă și pe parcursul zilei de mâine, până spre orele prânzului. De această dată, vântul nu va avea intensificări similare cu cele care s-au semnalat pe parcursul zilei de ieri. Apreciem viteza ale vântului în jurul la 35-40 de km pe oră. După expirarea valabilității acestui cod galben, Administrația Națională de Meteorologie precizează faptul că vremea rece, deosebit de rece, se va menține până spre sfârșitul acestei săptămâni. Acest lucru înseamnă pentru București temperaturi la mijlocul zilei în jurul pragului de îngheț, în cursul nopților valori cel mai probabil între minus 7 și minus 5, minus 3 grade.